Pe cât știți, are 2 mitropoliți. Și pe cât mai știu și eu, unul n-are Dumnezeu. Ori de câte ori vin la Căușeni, de meleagurile dumneavoastră am emoții, pentru că știu că mă veghează de sus marele poet Alexei Matievici, iar de jos, tot din Zaim, rudele și spiritul marelui nostru umorist Petru Cărare. Și acum, dragii mei, vă cer și vă rog să nu ne certăm, să, pentru că această listă enormă a candidaților miroase a ceartă. Hai să ne împăcăm, să ne alegem partidul nostru, în cazul dat îl aveți aici. Eu aș zice, nici nu mai trebuie să cheltuim banii pentru președinte, avem un președinte pentru toată viața, băiat bun, într-o an ne-a demonstrat lucrul ăsta, dar în 10 ani ce poate să fac el? Și acum câteva scrieri ironice. Fraților mei, de câte ori vroind să le fac bine, le-am spus să nu se bată de la hat, că la creștini acesta e păcat greu, după care și pedeapsa vine, adeseori în două cu rușine și pierderi reciproce câteodată. De câte ori vroind să le fac bine, i-am prevenit, dar nu m-au ascultat. Și astăzi mi-aș mai sfătui frăținii, dar e în zadar de acum orice sfat, cât timp ei se bătură de la hat, le-au ocupat moșiile străinii. Din Basarabia, la izvoarele cu ape, dulci ca limba strămoșească, cerbii vin să se adapte, porcii să se bălăcească. Regretul alegătorului pro-comunist. În electoratul fostul să câștigă am mers cu prostul și amândoi l-am câștigat, eu un prost, el un mandat. Motiv, în Transnistria m-aș duce, dar stă Lenin la răscruce și tot strigă ori și cui că-i răscrucea mamelui. Astronomică, Carol mic și Carol mare, le-ai pus Doamne la loc sfânt sus pe cer, dar din eroare ai pus boi pe pământ. Statele, Chișinău și București, două state românești, ar fi foarte fericite de ar fi Statele Unite. Mulțumesc!